Compot de piersici pentru iarnă. Piersicile sunt gustoase și pline de vitamine și minerale, energizează și hidratează organismul, întăresc imunitatea, ajută la menținerea echilibrului nervos, reglează funcțiile hepatice și intestinale. Sunt recomandate în anemii, hipertensiune arterială, gastrite, inflamația ale rinichilor, bronșite, astm, digestie, împotriva formării celulelor maligne, în gută și reumatism. Și cum vara trece repede și odată cu ea și piersicile, e bine să punem câteva compoturi de piersici și pentru iarnă. Se păstrează bune și aromate și se mănâncă oricând cu cea mai mare plăcere. Rețeta este simplă și foarte ușor de făcut. Luăm piersici coapte și fără stricăciuni, le spălăm, scoatem sâmburii și le tăiem în felii potrivite ca mărime. Dacă le puneți în borcan, le puteți tăia în două jumătăți. Eu le pun la sticlă și le tai în câteva felii. Peste piersici se pune zahărul, de regulă 3 linguri la borcan sau sticla de 800 ml. Puteți umple borcanul de fructe sau puteți să puneți doar 3 sferturi ca să mai aibă loc și zeama, care este foarte delicioasă. Puneți capacul și agitați pentru a topi zahărul. Borcanele se fierb 30 de minute la bain-marie și se lasă să se răcească în pături până a doua zi. Se păstrează chiar și câțiva ani și la fel de bun și mai târziu. Compotul de piersici nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie, pentru că iarna el este o delicatesă. Faceți această rețetă și vă asigur că vă veți bucura la iarnă!